Bun găsit, doamnelor, domnilor! Octavian Stânceu sunt astăzi la Istoria Fotbalului, un prim episod dintr-o serie de câteva episoade despre viața și cariera marelui fost internațional, polist Cicerone Manolache. Nea Cici, bine ați venit aici în emisiune, în premier aici la Istoria Fotbalului. Și bine vreau... v-am găsit! Mulțumim frumos! Vreau să începem cu începutul. V-ați născut în județul Vrancea, în comuna Păunești. Știu da. Bine? Da. Acum aproape 83 de ani. Da. Așa. Dar de foarte tânăr, sau erați copil, ați ajuns în Reșița. Cum s-a întâmplat lucrul ăsta? Păi, mama mea era profesoară de română acolo în Reșița. În Reșița. Și tatăl meu era directorul căminului de ucenici Maxim Gorghi, spunea. Da, după așa. Numele unui sovietic. Exact. Da. Și acolo, în căminul ăla, locuiam noi și contabilul, șef. Deci era o casă acolo unde lucrau. Și acolo ucenicii jucau fotbal. Dar aveau dumneavoastră când ați venit la Reșița? Păi când aveam vreo 7 ani, 8 ani, așa ceva. Da, da. Și la Reșița ați început fotbalul. Și la Reșița acolo jucau ucenicii. Aveau un teren și jucau și... Mergeam și eu cu ei și până la urmă zicea, luați-l voi, nu vrea să mai ia nimeni, că eram mic și nu aveau nevoie de mine. Dar eu plângeam dacă nu mă băga și pe mine să joc și o atingeam și eu așa. Și după aia se lăudau când am ajuns în Națională, că știi că și noi am jucat cu Manolache când era la cămin, la ucenici, tatăsul director și... Da. La Metalul Reșița. La Metalul Reșița, da. Juniori, copii. Echipă cunoscută, apoi sub numele de CSM sau FCM Reșița. Da. A câștigat Cupa României. A câștigat în 54 Cupa României când dumneavoastră erați junior. Da, sigur. Eram mai mic. Eu erați n-am junior. Participat. Da. Ați jucat pentru Reșița în Divizia B? Da, am jucat pentru Reșița în Divizia B. După aia am venit la student, că părinții mei erau profesori și trebuie să mă duc la facultate și... M-am dus la agronomie că îmi plăcea să fiu pe câmp și aveam porumbei și eram... Ați venit aici la Timișoara la agronomie. Am venit la agronomie. Și atunci v-ați transferat automat și la Poli, da. Care se numea încă Știința Timișoara. Da, Știința Timișoara, da. Neacici, în ce an ați venit la Poli? La începutul anilor 60. Da, da, până 59-60. 59-60. Da. Dați, ne puteți spune câteva nume din colegii pe care i-ați avut? Eu știu, Igna, Remus Lazar, Păi Mițaru. Am avut un atac mortal. Igna, Remus Lazar, Manolache, Lereter, Mițaru. De-aia v-am și întrebat, pentru că această linie de atac este una dintre cele mai celebre din fotbalul românesc, ca spune. Băteam pe Dinamo și pe Steaua la București, că tot București ținea cu noi, cu Știința. Foarte interesant. Dinamo. Foarte interesant. Da, toți țineau cu noi. Da, Dinamo nu era o echipă iubită, din nu motive erau, evidente. Da, da. Era exponent al Ministerului de Interne, exact, a da, miliției, da, a securității. Și băteam unde îi prindeam. Și în Cupa României, pe terenuri neutre, de exemplu, nici la noi, nici la ei. Da. Îi eliminam. Toată lumea ținea cu noi. Hai Știința, hai Știința, hai Știința. Dumneavoastră, deci ați venit la Poli, îi spunem în continuare Poli, că tot Poli da, știm. Da, da. Ați venit chiar după acea echipă de aur... Da. Care în 1958 a cucerit Cupa României, prima Cupa României, a ocupat locul 3 în campionat la egalitate de puncte cu locurile 1 și 2, adică Petrolul și CCA, Steaua, da, da, de mai târziu. A jucat în premieră într-o competiție internațională în Cupa Dunării, în 1958, și a dat pe Ciosescu golgheter al diviziei A pentru a doua oară. Da. Deci imediat apoi dumneavoastră ați venit la Poli. Și... După un mare centru înaintaș. Am venit. După Ciosescu care... așa este. Da. Un mare centru înaintaș care însă n-a jucat niciodată în Națională, din păcate. Da. Pentru că atunci erau fotbaliști mari de tot în România. Exact. Iar el era un tip mai lent, înalt, bun la cap, foarte bun la cap. Dar era un tip mai lent. Nu era un tip iute, cum eram eu, știți, eu eram altfel. Dumneavoastră erați așa un... Tatăl meu... care v-a prins jucând, îmi spune că erați un atacant de tip buldozer, deși nu erați foarte înalt, dar aveați foarte mare forță de pătrundere. Da, aveam viteză și loveam mingea cu ambele picioare. De ce? Pentru că la Reșița n-aveam loc decât extremă stângă.
și am învățat să dau cu stângul. De ce? Fiindcă veneau toți care terminau facultate de mecanică, fotbaliști, da, veneau la Reșița, i-au angajat cu niște salarii foarte mari și eu atunci nu mai aveam loc decât extremă stângă, că nu venea niciun stângaci. Și vrând nevrând am învățat să dau cu stângul la antrenament, tot centram cu stângul. Ce interesant! Și da, atunci când am jucat centru înaintaș, după aia națională, fost ușor, mi-a fost fiind ușor. Fiind jucător de ambele picioare, da, ceea ce este rar. Mă luptam cu Ion Ionescu de la Ionescu Rapid, de la Voinea Rapid, de la Steaua. Florică, da, Voinea, Ozon, Ozon, dar eu Alexandrescu jucam de la CCA, Dridea, da, 1 de la, da, Petrolul. Fiindcă dădeam bine cu capul. De ce dădeam bine cu capul? Că fiindcă nu aveam înălțime, dar când eram la Reșița, jucam basket. Că am avut un profesor care era profesor de basket și vrând nevrând nu făceam fotbal, făceam basket și tot sărind mi-am făcut și detentă. Și săream bine la cap. Poli a intrat apoi într-un declin, a urmat retrogradări, promovări imediate, dar nu s-a mai ținut trena acelor ani buni din perioada de până în 1958, s-au schimbat generațiile. De ce credeți că Poli n-a reușit atunci mai mult în acea perioadă când ați fost aici? Păi pentru că nu mai aveam condiții, nu mai aveam atâta atenție din partea administrației, exact, județene, da, și da, al, da, primăriei, da, eu știu. Eram, cum să vă spun, înainte aveam condiții, mâncam la cantină, aveam prime, aveam condiții mai bune. După aia nu prea am mai avut. A fost o perioadă mai neagră. Interesant. Da. 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 Au venit, da, alți oameni care nu aveau basketul, le plăcea mai mult basket, plăcea mai mult voleu și s-au schimbat. Foarte interesant. Da, da. Când ați plecat de la Poli? Nu mai știu, în 65 sau când? Da, cam așa ceva, 65-66. La Farul Constanța. Da, da. Așadar, da, ați prins acel meci celebru cu UTA Arad, când s-a lăsat cu scandal. Da, 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 da. Cu arestări. Da, cu arestări. Am fost ce, chiar ce vă amintiți despre meciul ăsta? Păi mi-amintesc că m-am dus la poliție. M-am dus la poliție și am scos niște colegi de-ai mei, de facultate. Colegi nu de facultate, da, da, care erau în tribune. Erau închiși acolo, da, erau închiși. Și m-am dus și i-am scos de acolo, că i-am spus că sunt colegii mei și n-au avut ce face și le-au dat drumul până la urmă. Pentru, da, că m-am dus eu acolo și a fost atunci un meci în urma căruia Poli a retrogradat. Da. S-a lăsat cu multe incidente în complexul studențesc. Da. Studenții s-au răzvrătit împotriva, am înțeles că și arbitrajul a fost... Arbitrajul a fost cu ei. Cu, da, ei, pe sigur față, că da. Da, 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 da. Păi ei au fost aceia care au determinat scandalul. Se spune că de la acel meci se trage această dușmănie, ură, între Poli și UTA. Așa e. Așa, așa este. E, da, da, da. Până atunci nu erau. Nu. Era o rivalitate, Timișoara-Arad, atâta tot. Da, da. Dar până la urmă s-au mai liniștit lucrurile, că eu am ajuns chiar și antrenor la UTA. Da, știu, prin, da, 70 și ceva. Da, 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 da. S-au mai liniștit. Vom ajunge și acolo. Vreau să vă întreb, să nu depășim perioada asta Poli Timișoara, pentru că în timpul acestei perioade ați debutat în echipa națională a României. Cu 5 de la Dinamo, 5 de la Steaua și eu eram al 11-lea cu numărul 9, centru înaintaș, responsabil cu golurile de la Poli Timișoara, Știința Timișoara. Și am primit două apartamente pe Alea Ștefan cel Mare în București, pentru mine și pentru părinți, să semnez pentru Dinamo. Și nu am semnat, dar ei n-au putut să mă înregistreze, adică să mă ia militar, fiindcă eu de la Reșița am fost scutit de armată când lucram la oțelărie și eram soldat neinstruit cu livret. Și n-au putut decât cu semnătura mea, eu n-am semnat. Foarte interesant. Da. Și am pierdut naționala, fiindcă n-am semnat. Nu m-am mai chemat. De aceea aveți doar 7 selecții. Doar 7 între selecții. Între 1962-1963. Dar cel mai mare meci a fost cu Spania. Păi... Aici vreau să 80 ajung. 80.000 de spectatori. A fost chiar debutul dumneavoastră națională, da, contra Spaniei în meci oficial de campionat european. Cu 5 de la Steaua și 5 de la Dinamo și eu de la Poli. După ce în tur, că a fost eliminatoriu, da, acea întâlnire a fost eliminatorie, în tur Spania ne-a bătut 6-0 la Madrid. Da. La noi era antrenor Titi Teașcă și Spania avea o echipă mare de tot care va și câștiga campionatul european peste 2 ani, într-o finală la Madrid cu RSS, scor 2-1 când Franco, dictatorul, da,
de extremă dreaptă al Spaniei era în tribune și sărbătorea victoria. Ce vă amintiți despre acel meci 3-1 cu Spania? O victorie foarte importantă de palmares pentru România. Să bat Spania în acea perioadă era un lucru foarte mare, chiar că sigur nu ne-am calificat. După 0-6 în tur era clar. În primul rând s-a schimbat antrenorul, a venit Gică Popescu, cel de la CCA. Da? Da. A fost un meci, nu mai țin minte cu ce echipă care am jucat, și a venit și mi-a spus Manolache, fii atent că au venit de la București antrenorii să te vadă pentru meciul cu Spania, pentru meciul retur cu Spania, după 6-0 acela. Și zic, dacă au venit, o să mă vadă. Și am bătut pe, nu mai țin minte ce meci, am dat 2 goluri, am fost cel mai bun și am fost selecționat în echipa națională când 5 erau de la Dinamo și 5 de la Steaua. Și da, când am ajuns acolo, la masă, eram cu cei de la Dinamo și de la Steaua, pe care eu, ca fotbalist, îi tăiam din ziare și îi lipeam undeva într-un dosar de-a meu. Era Constantin, era Constantin Tătaru, profesor, era Voinescu în poartă, Apolzan, Zavoda 2. Zavoda, vă da, așa este. Numai fotbaliști. Cred că și Tiberiu Bone a jucat în meciul ăla, dacă mi-am inteles bine. Și eu, Tătaru 1, că a dat și gol. Neanaie Tătaru, așa îi spuneam, Neanaie. Așa, păi aia a fost surpriza mare, că eu la masă, în prima dată, când am mâncat cu ei, era Neanaie Tătaru lângă mine și când a venit cu castronul ăla de ciorbă, înțelegi, Neanaie Tătaru a luat polonicul, mi-a luat farfuria și mi-a pus mie, eu Tătaru, care îl tăiam din ziare și îl lipeam acasă, la Resa, sau la Timișoara, unde era, îl lipeam într-un dosar care l-am și astăzi cu cei mai mari fotbaliști a tuturor timpurilor din România. Da. Despre acel meci s-a spus că ai noștri au udat intenționat gazonul, deși nu plouase, ca să Spania, fiind o echipă mai tehnică decât noi, să nu poată să-și desfășoare jocul de pase. E adevărat? Se poate să fi fost, că nu mai amintesc după atâta timp, dar se poate să fie adevărat. Pentru că ce se întâmplă? Eu, de exemplu, aveam niște pantofi de atletism care îi cumpăram și îi duceam la un cismar special care îmi făcea niște crampoane cam așa de mari, înțelegeți? Și aveam o stabilitate extraordinară. Puteam să mă opresc imediat și simțeam mingea. Dacă venea mingea de cât de sus venea, nemai având așa groasă pielea, era o de atletism, pantofii aceia, să lipea mingea și puteam să o opresc sau puteam să o dau în colțuri foarte ușor. Era. O simțeam foarte bine mingea. Din cauza asta mă călcau, că ei aveau crampoane de aluminiu și îmi cădeau unghiile. Aveam foarte multe accidente, așa. Am avut aici, am avut o comoție cerebrală, fiindcă am avut, am băgat capul și unul a făcut foarfică, am avut 5 copți. Aici am băgat capul, i-am luat fața lui unul și mi-a dat una aici, că m-a făcut cnocă, m-am trezit la spital. Aici am avut disjuncție claviculară, s-a operat la ambii genunchi de artroză, că am făcut antrenament pe zgură. Acum știu că vă chinuie și o coxartroză, cum a avut și Niaimi Dembroski. Da, păi da, trebuia să avem accidente dacă am fost sportiv de performanță. Da, să revenim la meciul ăsta cu Spania. Mi-amintesc o dată, mai de mult mi-ați povestit că la acel meci ați făcut și o pregătire psihologică. Era un lucru nou. V-au pus să mergeți mersul piticului în zilele dinaintea meciului. Vă amintiți treaba asta? Da, că trebuia să cântăm. Un pitic așa de mic făcea baie într-un imbric. Poți să pun alunecat și trebuia să facem alunecat. Și piticul s-a înnecat. Vai, vai, ce păcat că piticul s-a înnecat. Aveam un profesor. Un profesor de psihologie sau așa ceva care
Da, nu mai știu ce să ne facă să batem pe Spania. Păi da. Luați 6-0 la Madrid. Și ați bătut 3-1 și dumneavoastră ați dat unul dintre goluri. Da, și o pasă pentru golul 3, deși puteam să marc eu, dar eram puțin în unghi și atunci Neanae Tătaru era liber în fața porții și am dat lui, iar el a remarcat asta în ziar, că n-am fost egoist și... Frumos! Da, m-a lăudat. Dumneavoastră ați deschis scorul, dacă nu mă înșel. Da, da, 1-0. În acel meci, da. Să spunem că la Spania, spunem un singur nume și am terminat. Juca marele Hento, extrema de la Real Madrid, care a câștigat Cupa Campionilor. Hento, Amancio, Veloso. Primele 5 cupe ale campionilor din istorie, între 1956-1960, le-a câștigat Real Madrid. Și Real dădea, evident, scheletul național al Spaniei. Echipa asta a bătut-o România în 1962. Vreau să vă adaug ceva, că la prima mea deplasare cu naționala în străinătate, au venit spaniol să mă ia la Real Madrid sau la Barcelona. Și n-am vrut să mă duc. Deplasare unde a jucat? În străinătate, undeva, în Iugoslavia sau în Cupa Balcanică. În Cupa Balcanică. Da, nu da. Cu Danemarca. Sau cu Naționala sau Olimpic. Cu Danemarca. Am nu înțeles. Mai țin da, minte, da, că da, am da. Avut multe accidente la cap. Aici am avut 5 copci, aici am avut comoză cerebrală, disfuncție graviculară, s-o opera la ambii genunchi. Eu m-am băgat, am fost buldozer. Da. Neacicii suntem... pe finalul acestui prim episod vom continua și nu vreau să încheiem fără să vă amintiți câte ceva legate de acea dublă cu Danemarca, de fapt triplă cu Danemarca triplă. În turneul olimpic 1963, când România a pierdut acasă 3-2 după ce a fost condusă cu 3-0 prin minutul 20, că s-a și lansat atunci la masa presei, nu mai știu care, mare gazetar sportiv român a spus: Danemarca ăștia, domne, adică da mult mai dau goluri ăștia împotriva noastră. România a bătut în deplasare și a fost atunci un meci de baraj la Torino, dacă mi-amintesc bine. Și dumneavoastră a jucat în meciurile cu Danemarca. Da, în meciurile alea cu Danemarca, primul meci am bătut 3-2, am dat 2 goluri, țin minte. Și datorită faptului că i-am bătut... La Copenhaga. Da, la Copenhaga. Meciul retur nu l-am mai pregătit ca lumea. Asta a fost șmecherie. Da. Nu l-am mai... Da. I-am bătut pe aia acolo și... noi făceam un cantonament mai lung. De o săptămână sau chiar mai mult, de 10 zile. Înainte unui meci din ăsta în cupa... Așa. Iar la meciul ăsta, când i-am bătut în deplasare, ne-a luat de vinerea. În cantonament. Sau de joia. 2 zile numai. Și n-am fost bine pregătit. Clar, subestimarea adversarului. Exact, exact. Și am bătut acolo, am fost încrezut și ne-au bătut danezii. Și după aia, al treilea meci... Nu mai știu, a jucat și la Torino în meciul de baraj? Nu mai țin minte, că am avut accidente la cap. Da, da. Și echipa s-a calificat la Olimpiadă în 1964, unde însă dumneavoastră n-ați fost chemat. Mi-a spus mai de mult de ce, din acest motiv că n-ați vrut să semnați cu Dinamo, practic n-ați mai fost convocat. Ați repetat, ați spus și acum în emisiune lucrul acesta. Da, da, pentru că nu, nici n-au putut să mă ia, că aveam levere de soldat neinstruit de la resta, de când lucram la oțelărie. Da. Și România s-a dus în 1900. Deci ne-am tras cu arma în viața mea. În 64 la Tokyo, la Olimpiadă, unde a avut cea mai bună prestație din istoria tricolorilor acolo, locul 5, după un sfert de finală cu Ungaria, când Gheorghe Constantin, profesorul, a ratat un penalti la 0-1 în minutul 80 și România, din păcate, Gheorghe Constantin a rămas oarecum așa în memoria microbiștilor pentru acel penalti ratat, deci a fost un mare, mare, mare fotbalist. Da. Așa da, este. Da. Neacicii, suntem acum, mă refer la finalul acestui prim episod. Ne revedem săptămâna viitoare pentru a continua firul poveștilor despre viața și cariera marelui fost internațional Cicerone Manolache, unul dintre cei mai mari fotbaliști pe care i-a avut vreodată Politehnica Timișoara. Din păcate, de-a lungul timpului, să știți că Poli nu a avut foarte mulți jucători
convocați la Naționala României, odată vom face o emisiune și despre acest subiect. Unul dintre cei cu cele mai multe selecții de la Poli în Naționala României a fost Cicerone Manolache, 7 selecții și 3 goluri, dacă nu mă înșel, da, pentru Națională, repet, între 1962-1963. Când 5 erau de la Dinamo și 5 de la Steaua. Va deveni proverbială această... Da. La fel cum la turneul final de la Campionatul Mondial 1990, primul de după Revoluție, 5 erau de la Dinamo, 5 de la Steaua plus Gică Popescu de la Universitatea Craiova. Da. Alt Gică Popescu, nu cel de care vă spuneam că a fost antrenorul Naționalei României în 1962. Ne revedem săptămâna viitoare. Toate bune!